Bună și bine v-am regăsit! Ce mai faceți voi? Știu că am făcut o pauză destul de mare, chiar mai bine de o săptămână, și asta pentru că am avut niște probleme pe care vi le-am povestit la un moment dat în căsuța cu descrieri. Am fost la dentist, acum recent, și am pățit o chestie foarte urâtă. Și anume, a trebuit să îmi fac două măsări de aici, de jos, din stânga, și a trebuit să dau plombele vechi și să pun altele noi. În fine, dentistul, știți și voi că de obicei când vă duceți la dentist trebuie să stați cu gura căscată. Mie ce mi s-a întâmplat? Am stat cam o oră și jumătate așa, iar când am ajuns acasă, nu am observat. Mă durea foarte tare toată zona asta. Iar a doua zi am observat că mi s-a desprins pe interior cumva. Știți cum e falca? Pe interior mi s-a desprins puțin și de asta nu am putut să filmez, vă dați seama. Deci nu puteam să vorbesc, eram așa. Da, mereu trebuia să țin ceva cald, să-mi pun căciulă pe cap. Cred că, da, nu v-ați fi dorit să vedeți așa ceva. Și am zis totuși când intru pe cameră să arăt și eu ok. Acum vreau să fac un machiaj. Pentru că v-am promis. Și o să fac și un alt clip cu produse terminate pe care o să-l postez tot astăzi. Azi e ultima zi din acest an 2019. Și în curând vom intra în 2020. Și vreau să vă urez pe această cale un 2020 mult mai bun decât 2019, să aveți din belșug tot ce vă doriți voi, să fiți sănătoși în primul rând și pur și simplu tot ce v-ați pus în cap să vi se îndeplinească. Asta ca așa, ca o introducere. Și acum vreau să vă prezint produsele pe care o să le folosesc eu astăzi. O să mă dau cu această cremă de la Optimals, de la Oriflame. O să mi-o aplic acum. După cum vedeți, acum ten meu este puțin roșu și stau într-o lumină chiar mai ok, să zic, pentru că mi-am mutat biroul, adică mă refer că sunt tot în aceeași cameră, dar am mutat biroul. Și nu sunt atât de roșie cum arată camera. Da, nu vă speriați. Așa. Bun, asta o putem să o dăm mai încolo. Este foarte bună această emulsie, ca să zic așa, pentru că nu e chiar ca o cremă. De ce? Pentru că e pentru tenul gras și, într-adevăr, lasă luciul deoparte. Se ține la distanță. Acum, să ne dăm cu niște șervețele din acestea, în caz că rămâne surplus sau ceva. Ok, bun. Nu s-a luat foarte mult. O să arunc hârtia. Iar acum vom da cu această bază de machiaj de la Farmasy. Este foarte, foarte bună. I-am dat și surorii mele odată să se dea. Și a zis că îi place foarte mult. Și ea s-a înscris la Farmasy la mine, în echipa mea. Și chiar este foarte curioasă. M-a întrebat de produse, în fine. Da. Și într-adevăr, cei de la Farmasy chiar pe partea asta, fondul de ten nu-mi place fondul lor de ten, pentru că mi se pare că pe moment arată ok, dar după aia arată ca și cum, nu știu, la mine cel puțin se vede fața pietrificată. Eu aș vrea să se vadă natural, nu să se vadă ca și cum sunt statuie, ceva de genul. Bun. Nu știu dacă vedeți cu ce sunt îmbrăcat, o să mă ridic așa puțin. Am o rochie care este dintr-o catifea și rochia asta am primit-o cadou în urmă cu mai mulți ani, dar cred că o singură dată am purtat-o și am să o port acum la trecerea dintre ani. Sper că vă place. Pe mână am acest inel, am această brățară, uitați ce brățară frumoasă și dacă vă spun, nu e cumpărată brățara asta. Sunt luate bobițele astea și este făcută manual. Este făcută de mama mea. Ea mi-a dat-o cadou în urmă cu mai mulți ani și de asta o păstrez acolo, pentru că îmi place foarte mult. Mi se pare că merge la multe chestii. Iar aici am un inel cu, se numește piatra asta ochi de tigru. Este o piatră foarte bună. Nu costă foarte mult. Am și cercei, dar nu prea sunt eu cu genul ăsta de cercei, formatul ăsta, să mi se pare prea grei. Așa că por chestii mai micuțe, așa, la urechi. Iar inelul mi se pare chiar interesant, dacă mă întrebați. Bun. Acum, că am terminat cu chestia asta, pune focus camera sau nu? Sper că da. Sper că mă vedeți bine. O să dau cu Tender Care pe buze.
să mi le hidratez. E foarte bun tender care-ul ăsta de la Oriflame. Serios. Mi se pare că în iarna asta nu am mai avut buzele atât de crăpate cum au fost anii trecuți. Înainte să mă dau cu tender care. Da. Foarte mișto. Bun, vreau să vă arăt acum. Asta de fapt nu e o pudră, ci este un fond de ten de la MAC. Știi că la un moment dat am făcut eu un unboxing de la Notino. Și era un fond de ten lichid, așa, și acest fond de ten care se zice că este o formă de pudră. Eu n-am știut, nu mi-am dat seama pentru că n-am mai cumpărat niciodată de la ei și văzând așa pe net, vă dați seama că probabil nu m-am uitat la descriere cum trebuie. Dar am zis asta să-l opresc eu pentru că eu am tenul gras, iar celălalt l-am făcut cadou surorii mele. Pentru că ea a mai folosit produse de la ei, dar nu fond de ten. Și-a luat farduri, și-a luat rimel, rujuri, dar nu fond de ten. Și l-am dat ei și vreau să spun că îi place foarte, foarte mult. Da, chiar l-a purtat de câteva ori și a ținut să-mi spună că e foarte bun. Ok. Așa arată sub formă de pudră. Este nuanța mea. Și voi folosi această pensulă care este pentru fond de ten. Și o să pun așa. O să... scutur surplusul. Dar știți ce am uitat eu să fac? Am uitat să-mi iau o oglindă. Da, de ce mă marchez în telefon acum? Foarte tare. Vreau să văd dacă este chiar atât de bună chestia asta, pe cât spun ei. Deci eu mă uit acum în oglindă, da? Dar pe cameră par mult mai roșie. Nu-mi dau seama de ce. Chiar nu înțeleg. În fine. Asta este, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. În cazul în care auziți zgomot, îmi cer scuze, dar la mine sunt pregătiri. Pentru că n-a vine anul nou, vă dați seama. Dar am vrut să fac un clip pentru voi, să nu credeți că v-am uitat și să vedeți că eu de fapt mă țin de cuvânt de fiecare dată. Pentru că v-am promis că o să fac niște clipuri pe care n-am mai apucat să le fac. Așa, da. Bun. Din ce observ eu, acest fond de ten este mai degrabă ca o pudră. Adică nu mi se pare că face mare chestie. Cred că e mai mult să ia așa sebumul și cam atât. Cred că trebuie dat mult mai mult. Și după părerea mea, cred că ar trebui dat nu așa direct pe ten, ci probabil cumva trebuie dat un alt fond de ten și el peste. Dar o să-l las așa. Da, n-are rost să insist pentru că nu văd mare chestie. Deci pe el scrie fond de ten tip pudră. În fine, nu prea văd mare schimbare la față. Nu știu dacă voi observați vreo schimbare, dar eu nu văd. Ok. Da, nu, deci nu cred că trebuie folosit așa. Asta este. Bun, acum o să folosesc acest corector pe care eu îl pun pe zona asta a ochilor. Așa. Și aici ca să pot să aplic și machiajul pentru ochi. Și o să vă arăt o trusă nouă. O trusă micuță de farduri pe care ați văzut-o la un moment dat într-un unboxing, dar pe care nu am folosit-o încă. Și are niște culori destul de interesante, zic eu. Niște culori care s-ar potrivi și cu nota mea, să zic așa. Și anume vorbim despre această... despre această trusă micuță, care arată așa. După cum puteți observa, deci este aceea luată de la DM. Aici avem un fard foarte deschis la culoare. Este un crem, așa. Aici este un fard care bate în, cum să zic eu, într-o culoare ca un bronz. Aici este un argintiu, dar are niște reflexe destul de interesante. Iar ăsta este un mov foarte, foarte închis. Ce mi se pare mie acum, pentru că pe mine este o culoare, este un verde închis, dar cumva este un verde care, la care merg și culori calde, dar și reci, dar eu cred că mai bine reci merg, pentru că vedeți, am argintiu și dă ok.
Aici la fel. Aici la fel, aici la fel. Și dă OK. Voi folosi tot așa o culoare care este rece. Mă scuzați. Cred că am răgușit puțin. Nu știu de la ce. Ieri am vorbit foarte mult la telefon. A trebuit să lucrez. Și probabil din cauza asta. O să iau puțin din această culoare. Pentru că e o culoare mai rece. Și o să-mi dau aici. Să vedem ce iese. Încerc să mă joc așa. Nu știu ce o să iasă. Vom vedea. Pensula este de la Ladies. Este foarte bună pensula. V-am mai arătat-o eu. Așa, bun. Și mă gândesc să folosesc această culoare foarte închisă de aici. Și să dau aici un colț. Ca și cum ar fi dat cu creion. Vedeți? Deja s-a făcut ca o linie, s-a trasat așa foarte frumos, se vede. Ok. Așa, bun. Ok. Deci putem exagera puțin cu fardul, că până la urmă este anul nou și... Na, mai puțin. Mă scuzați, nu știu ce am pățit, dar... O să iau puțină cafea. Parcă e mai bine acum. Ok. Să ne ocupăm și de sprâncene. Știți, faimosul creion care are și acest pieptănaș. O să mă dau foarte finuț. Nu are rost să insist prea mult. Pentru că sprâncenele mele încep să arate din ce în ce mai bine. Capătă o formă din ce în ce mai omenească, ca să spun așa. V-am mai povestit eu că în trecut am avut probleme mari cu sprâncenele. Dar din vina mea. Ori nu m-am dus unde trebuia, ori m-am pensat aiurea. Dar bine, în urmă cu mulți ani. Și după aia a trebuit să stau foarte mult ca să ajungă la o formă ok. Pentru că am tot citit pe net și să știți că ce m-a ajutat cel mai mult și vă recomand și vouă este acea soluție de la Oriflame. Care mi se pare cea mai bună. Este cu ambalajul, da. Bun. Acum să le pieptănăm puțin. Așa, bun. Nu exagerăm prea mult. Avem rimel, avem creion, dar n-are rost să mai folosesc creionul pentru că deja m-am dat cu acest far. Bun, și acum o să ne dăm cu rimelul. Rimelul este de la Pharmacy, este rimelul pe care îl primiți voi în prima comandă, dacă dați o comandă de 150 de lei. Și scrie pe el Zen, după cum puteți observa. Este foarte bun. Are aici perii foarte mici, iar aici perii sunt mai mari, dacă observați. Așa. Iar eu încep mereu cu perii ăștia care sunt foarte mici, pentru că iau foarte bine de la rădăcină până la vârf și iau și al doilea strat de gene. Nu știu dacă știați, dar noi avem, de fapt, două straturi de gene. Unele micuțe, micuțe, micuțe. Și astea mari pe care le vedem noi. Și atunci e bine să avem un astfel de rimel care să le ia și pe ale mici. Și să le aducă cumva în sus. Să nu rămână la nivelul respectiv, pentru că de multe ori de-aia se încalecă genele, am observat și eu, nu am știut treaba asta, pentru că sunt două straturi. Și este o discrepanță mult prea mare între ele. Și depinde fiecare ce rimel folosește. Eu de când folosesc rimelul ăsta, bine, nu că m-aș machia în fiecare zi, dar de fiecare dată când îl folosesc, îmi rezistă foarte bine. Deci vreau să spun că el nu este un rimel din ăsta rezistent la apă, dar m-a prins ploaia cu el și nu mi-a curs. Adică nu s-a întins, nu...
Nu știu, mi se pare chiar foarte ok și chiar vi le recomand. Așa, bun. Deci uitați cât agenele. Și am dat un singur strat. Nu am dat două straturi. Și am dat doar cu partea asta mică. Da. Este suficient, zic eu. Bine, acum trebuie să aveți și gene. La mine, eu am norocul că am totuși gene și că nu e o problemă atât de gravă. Aici avem o pudră, spun ei, iluminatoare. Am luat-o de la DM și este de la Catrice. Scrie pe ea, n-am luat niciodată fardul de la Catrice. Și o să mă joc și eu puțin. Până la urmă vine anul nou să vedem ce o să iasă. Și o să dau așa. Și o să dau puțin pe umeri. Să vedem ce se va întâmpla. Foarte drăguț. Se pare că se poate da pe toată fața genul ăsta de pudră. Deci nu ar fi o problemă. Da. Așa, da. A, chiar și pe decolteu se poate, da. Are un miros foarte plăcut. Iar la final am păstrat o monstră de ruj. Știți că am mai multe monstre. Este numărul 948, așa, de la Oriflame. Și este acea gamă The One Obsession, ca să știți. Îmi place mult rujul ăsta. Gama asta mi se pare foarte bună. V-am mai zis eu că cei de la Oriflame, gama aceea Giordani Gold, are niște ambalaje foarte frumoase, foarte elegante, încearcă să imite Estée Lauder, hai să fim serioși. Dar gama asta, în primul rând, rujul ăsta ține pe buze foarte bine. Deci uitați, da? Rămâne pe buze, nu se duce. Asta e ideea. Se ia pe cană, deci nu e vorba că nu se ia pe cană, dar totuși rămâne la locul lui. Adică nu se întinde, nu se face nasol. Nu este nici uscăcios și are și niște culori foarte frumoase. Deci clar, toată lumea își poate găsi varianta potrivită. Da. Bun, eu sper că v-a plăcut acest machiaj. Mie mi se pare că a ieșit foarte ok. După cum vedeți, acest fond de ten mie mi se pare mai degrabă ca o pudră, dar o pudră mai puternică. Poate să fie un fond de ten, să spunem, dar eu nu-l văd potrivit, cum să spun eu, pentru un astfel de eveniment și dat doar așa. Doar am vrut să vă arăt cum se vede pe față. În acest moment eu nu sunt atot de roșie, în primul rând. O să mă apropii, dar camera mă arată, nu știu, foarte ciudat. Dacă mă dau mai departe, la fel. Nu știu din ce motiv, am mutat biroul, bate soarele, nu-mi dau seama. Când mă uit în oglindă, mă văd cum sunt eu. Adică nu sunt roșie deloc. Da, asta este. Bun. Sper că v-a plăcut ce a ieșit. O să revin cu un alt clip imediat. Nu știu exact în ce ordine vor fi clipurile. Și o să fie un clip cu produse terminate, pentru că am o grămadă de produse pe care trebuie să le arunc. Și nu sunt toate ale mele, majoritatea sunt ale mele, dar sunt câteva care nu sunt ale mele. Sper că vă place bentița mea. Da, am zis că se potrivește mauve-ul ăsta închis cu verdele ăsta, eu zic că dă bine. Da, ne revedem în curând, v-am pupat. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați. Eu vă aștept cu drag în clipul următor și încă o dată un an cât mai bun, 2020.